Dacă sunteți îndrăgostiți de farmecul boem al capitalei din perioada interbelică, îl mai puteți găsi în câteva zone bine conservate din București. Una dintre ele este și Mătăsari, aici am descoperit o amenajare spectaculoasă care îmbină elementele de decor din epoca în care Bucureștiul era micul Paris cu influențe scandinave. Proprietarii căutau de ceva vreme un spațiu de acest gen, au visat de mult la o casă interbelică pentru a ieși cumva din tiparul acesta al clădirilor de apartamente de bloc sau clădirilor noi din ansamblele noi rezidențiale. Deși restaurarea și amenajarea unor astfel de spații este dificilă, din fericire există iubitori de frumos care înțeleg valoarea arhitecturală a acestor imobile și aleg să le prețuiască prin recondiționare și reabilitare fără a altera fațada și textura originală. Voiau să se depărteze de tiparul acesta al apartamentelor de bloc. Au găsit această casă în zona Mătăsari, este o casă P+1 din 1939, care era locuită, însă am dorit să o aducem cât mai aproape de dorința lor estetică, în primul rând. Ei descoperiseră între timp, acum câțiva ani, stilul scandinav, care se pretează foarte mult la astfel de case vechi în care intervențiile sunt minime, dar totuși se pot face prin mobilier și prin anumite finisaje să se creeze o atmosferă caldă și de confort. Arhitectul a experimentat combinații inedite din lemn și metal cu texturi și finisaje pentru a recrea un spațiu locuibil contemporan, adaptat nevoilor proprietarilor. S-a folosit astfel mult culoarea lemnului natural, albul, griul și bejul. A fost păstrat mozaicul original al pardoselii din hol. Interesant este că am reușit să recuperăm coșul de fum existent al casei, care nu mai fusese folosit de multă vreme. Ne-am dat seama că o sobă pe lemne în acel loc ar schimba foarte mult atmosfera în casă și inclusiv asta ne-a reconfigurat living-ul. Nucleul casei este reprezentat de un open space care conține o zonă de dining, o zonă de media cu televizor și o zonă de discuții cu o sobă. Au fost de asemenea recondiționate grinzile din lemn masiv de pe plafon și arcele decorative din casă. Sub unul din arce am construit o bibliotecă legată de această sobă pe lemne, biblioteca având și un spațiu special pentru lemne, am creat un pol al casei în care se adună prietenii și petrec, se relaxează, joacă cărți. Apartamentul de la bun început s-a dorit a fi un spațiu de adunare pentru prietenii proprietarilor și un spațiu social. Biblioteca are spații de depozitare pentru cărți și obiecte, iar rafturile deschise lasă să se întrevadă textura cărămizilor aparente vopsite în alb. Un element special al amenajării este lada de zestre, moștenită de la bunicii lor, este de la 1878, care a fost recondiționată, reuleiată. Este elementul care se remarcă atunci când intri în casă și este într-o antiteză cu masa pe care am creat-o, care are accente industriale, un blat din lemn masiv, de stejar, cu picioare din metal crud șlefuit. Am încercat să introducem astfel de elemente în amenajare, această combinație de nou, industrial și vechi, astfel încât să aducem totuși această amenajare în contemporan prin mici accente. Odată picioarele mesei, ușile cu bandouri metalice și cu cublouri, asemenea ușilor de restaurant. Cublourile au și rolul de a aduce lumina în casă, pentru că nu este o casă cu destul de puțină lumină naturală. Avem asociere între aceste obiecte vechi de mobilier și obiecte noi din MDF, lucioase, piese de mobilier din metal, în combinație cu cărămida aparentă pe care am decopertat-o în anumite zone, la bibliotecă, chiar și într-una din băi. Toate acestea aduc un stil cu accente de eclectic și industrial, aduse pe un fundal de amenajare scandinavă în plin peisaj bucureștean. Un alt aspect pe care designerul a mizat este antiteza dintre vechi și nou. Elementele vechi contrastează cu masa cu picioare metalice din zona de dining și nu numai. Acest lucru a fost făcut special pentru a aduce amenajarea în contemporan.